Credeți că autoritățile sunt pregătite pentru a face față sezonului rece? Nu știu ce să spun, cred că nu, ca totdeauna. S-ar putea să primarul ăsta să fie mai harnic. Cum se face că în fiecare an autoritățile sunt luate prin surprindere? Lasă, poate prognoza nu este aceeași ca anul trecut. Amână. Obiceiul românului. Dumneavoastră, ca cetățean, le-ați putea da o sugestie de îmbunătățire a sistemului? Cred că da. Ar trebui să consulte mai mult oamenii, să facă eventual un site unde să putem intra, să dăm toate aspectele negative sau chiar și pozitive și atunci ar fi nivelul de informare mai mare. Deci comunicarea cu cetățenii să fie îmbunătățită. Îmbunătățită, da, foarte mult. Și eu văd foarte multe prin oraș, dar unde să dau telefon să spun, că aș spune. De exemplu, am vreo 2 ani de zile am spus de pasajul ăsta la Pietricica. Văd că acum l-au remediat, o scos de acolo așa. În rest, așa, orașul e frumos, e curat. Oamenii trebuie să păstreze mai mult curățenia. Eu eram la școală într-o zi și mama unui elev a pus hârtiile lângă bancă. Și zic, doamnă, dar aveți coș de gunoi. Dar ce te interesează? Deci educația populației mai... Dar astea și cei 7 ani de acasă. Eu știu, poate că da. Față de anul trecut, aveți idei de îmbunătățire a situației ca să nu-i mai ia prin surprindere? Eu știu, n-am așa anume idei.